drag public, îmi pare bine că v-ați adunat aici împreună cu noi. Ne-am adunat la un moment tragic care vrem să-l comemorăm împreună cu dumneavoastră. Deci 25 de ani de la comemorarea dureroasă a participanților căzuți la datorie. Deci ca să începem acest eveniment, care de obicei cum se face după lege, vă rugăm frumos ca să ne ridicăm în picioare, să ținem o minut de reculegere. Primul gospodar al acestui raion Pelenești, tatăl Brânzeni, Brânzenii noi, Brânzenii vechi, Veceslav Caciuc și toți participanții comemorați, bine, domnul Bătaru, să urce cu noi în scenă, toți participanții. Bună ziua, stimate doamne, stimați domni, domnișoare. Mă bucur, mi-a spus de mult, că suntem atât de mult, dar îmi pare rău că suntem la așa, cu aniversarea acelui măcel sau acelui război de pe Nistru. Și de la noi din sat au fost, dacă vedeți ce pădure de bragi, oamenii ai satelor noastre, ai orașelor, care în acea zi de 2 martie au lăsat familie, au lăsat copiii, au lăsat părinții și au pornit spre Cocieri, Molovata, Bendieri, Tiraspol, pentru a apăra acea părcică de pământ care se numește Moldova. Combatanții cred că vă vor spune mai multe. Eram student în acea vreme, ne-am inițiat și noi, așa să vă spun un caz, am oprit troleibusul, i-am dat jos, mă rog, care sarmentează clientul, și pe noi ne duci la Piața Mare, la Ștefan. Ei ne-au dus, nu știu, Dumnezeu să-i dăie sănătate, adică s-a găsit un, pe vremea aceea, un deputat. Noi ne-am, așa, cu niște pâte, cu fășe, lumina cablului, băcări de cablu, le rupiem și să ne ducem la război. Deci eram, noi să ne ducem la război. Eram, eu știu, 40-50 de studenți. Și, nu știu, spre nenorocul sau norocul nostru, dar acel deputat, bine, văd că dumneavoastră sunteți dârși, dar trebuie păzit televiziunea. Cu o pușcă cu două țevi, un sergent și doi soldați, mergeam și noi prin prejurul televiziunii centrale, dar credeți-mă, am avut și eu 2 ore, adică așa se cerea câte 2 ore, câte 10 băiței, îmblam în prejurul. Și sincer să vă spun, eu nu știu ce păzeam atunci. Căci s-a dat un obuz sau ceva, poate, într-adevăr, ne dispărțea pe toți. Dar nu vreau pe așa note triste. Vreau să combatanță vor mai spune altele. Dar eu, folosindu-mă de moment, că în luna martie avem așa sărbătoare frumoasă ca Mărcișorul. Avem o sărbătoare internațională a dragilor noastre mame, surori, bunici, copii, prieteni, care îs, aș crede eu, cel mai tandru și cel mai gingaș suflet din lume. Acel care ne poate alina și la bine și la greu, acel care pășește alături de noi și aș spune și acei care n-au dormit nopțile ca să ne crească pe noi acești bravi oameni ai societății. De aceea, din partea mea personală, din partea Consiliului Comunal, din partea aparatului primăriei, vreau să vă doresc cele mai calde urări de sănătate, pace, bunăstare, răbdare, unire și
să fim toți un tot întreg. Tot întreg. Vă mulțumesc! Stimați consecheri, stimați oaspeți, în fața dumneavoastră se află combatanții care au participat nemijlocit la acțiunile de luptă pe platourile Cocieri, Coșnița, Tighina. Se află combatanți ai noștri consecheri, se află combatanți din sosiți din Chișinău, sunt combatanți din pământenii noștri din Telenești. O să vă vorbim cât de puțin despre cele tranci unimente. Îi ofer cuvântul lui pământeanului nostru, lui Oleg Cucer, discipulul lui Victor Pavlovich Hersun, maestru în sport la judo, participant la acțiunile de luptă în războiul din Transnistria. Eu o să vorbesc scurt și clar, că dacă să încep o poveste, trebuie mult timp și luni și ani. Eu vreau, în primul rând, să vă mulțumesc din tot sufletul, stimați cosateni. Îmi pare bine să vă văd pe toți sănătoși și frumoși. Și, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pe toți că ne-ați dat educația, care e tare importantă pentru mine, care eu am transferat-o la camarazii mei de luptă, și mulțumesc din tot sufletul că ne-ați invitat. Cu mine se află băieții din brigada cu destinații speciale, băieți bravi, care au fost răniți, care au fost eroi, din Telenești, băieții care cu mine au fost la poziție, Fiodor Fimiș Popescu, care cu mine tot a fost alături și era brav la război, vă spun încă o dată, vă spun că a fost erou. Ne pare rău că Kozlovski, tot de nostru băiat, tot a fost la război, tot e veteran de război. Și deci noi după asta să ducem, noi numai decât astecem pe la dumnealui. Noi am fost la cimitir, l-am comemorat pe domnul Dragan, tot e camarad de luptă și vreau să vă duc la cunoștință că a fost tot brav și a fost erou la război. Să n-au uităm niciodată, noi avem eroi în sat, eu mă mândresc cu dâșii. Viceslav Șmundeac, noi tot nu uităm de dumnealui, care a învățat într-o școală și n-a să-l uit tot niciodată. Deci noi ne-am pornit prima dată, Alexandru ne-a poftit și deci asta la noi de-am să primești ca o estafetă. Vreau să vă spun că noi aducem la toată populația și menționăm că să nu fie niciodată război și la copii, la școală, peste locul. Că asta e ce am văzut noi acolo e tare strașnic. Și pentru aceea noi să facem tot ce în puterea noastră. A să ținem formă, să ne ocupăm cu sportul, să vă arătăm, să vă demonstrăm că noi suntem etalonul populației și a să ținem pieptul pentru poporul nostru, care noi ne mândrim cu dânsul și de ce mă smergem înainte. Veșnică pomenire la toți băieții care au căzut în războiul din 1981-92, că eu a fost cei mai eroi băieții și e tot tare lumea. Ne lipsesc. Vreau să-i ofer două cuvinte la băieți care din destinație specială din brigada lui Arslan Safarmatov. El să vă povestească. Eu cu părere de rău de-am, da, îi dau lui Alexandru. Un oaspet invitat la noi este președintele Asociației Tira Stighina, colonelul domnul Anatol Caraman.
Sunt invitat de domnul colonel Banar și primarul satului. Aș vrea să fac o mică introducere istorică despre războiul din anul 1992. În special să vorbesc despre acele evenimente deja după 25 de ani diferit. Dar pe scurt vreau să vă zic, nimeni dintre noi la acel timp nu și-a dorit război. Categoric, conducerea de vârf a Republicii Moldova la acel timp, nici parlamentul, nici guvernul, nici președintele, ordinul a fost, rezistăm, nu ne dăm la provocație. Dar n-a fost să fie. Deci, Imperiul nu vroia să cedeze, cu orice preț se stăruia să revanșeze și să-și recapite pozițiile în această porțiune mică de pământ, geopolitică, cu mare interes aici la Marea Neagră, pe direcția Balcani. Și iată, în noaptea de 2 martie, Comisariatul, ultimul bastion constituțional al Republicii Moldova, Comisariatul de Poliție Dubăsari, a fost atacat de forțele anticonstituționale, paramilitare, așa le-au botezat jurnaliștii. Dar după legea noastră, cei care se înarmează anticonstituțional sunt bandiți. Și iată, acești bandiți au atacat ultimul bastion constituțional, Comisariatul de Poliție Dubăsari. Și atunci conducerea de vârf a Republicii Moldova a ordonat să nu deschidă focul. 32 de polițiști s-au luptat cu ei până la 4 dimineața, că au fost înfrânți. Și nici după aceasta nu s-au ordonat să se deschidă focul. Aici sunt băieții, bravii bărbați ai neamului, din Brigada Cuțitnare Specială. Au primit ordin numai atunci să forțeze Nistru, pe gheață, că nu era în altă parte, pe unde, după ce oamenii din sat Coceri Corjova s-au răsculat împotriva acestor brigadini de bandiți veniți de aiurea care violau fetele noastre tineri și băteau joc de populația din sat și bărbații adevărați ai neamului de acolo s-au ridicat șapere, familia și copiii. Numai atunci conducerea de vârf a Republicii a ordonat forțați niți și apărați cetățenii noștri. În încheiere vreau să zic că e de datoria noastră. Noi suntem soldați și niciodată nu o să uităm că ne-ați instruit, ne-ați educat, ne întrețineți și e de datoria noastră ca să vă apărăm. E de datoria noastră. Ca niciodată să nu uităm jertfa și sacrificiul celor care și-au adus viața la altarul libertății noastre. Dumnezeu să ierte, iar noi să-i ținem minte și să-i pomenim. Stimați consătiri și oaspeți, la ceremonia de astăzi a fost invitată și este prezentă mama eroului căzut pe câmpul de luptă, este unicul judecător din Republica Moldova care a căzut pe câmpul de luptă, de tot în conflictul armat au fost implicați, adică au fost rechemați prin comisariatele militare 4 judecători, Anatol Popovici este unul din ei care a căzut pe câmpul de luptă la podul din Tighina. Îi ofer cuvântul doamnei Ionela Popovici. Bună ziua la toată lumea! Poezia pe care o să vă citesc, vreau să vă mărturisesc că e scrisă printre lacrimile care le vărs totdeauna pentru fiul meu și pentru toți ceilalți fii ai mamelor care îi plâng și așteaptă. Am intitulat-o Război. Feciorul meu plecase la război să lupte pentru glia îndrăgită. Îl așteptam să se întoarcă înapoi, dar revenirea nu i-a fost sortită. Câtă durere, câtă jale am îndurat în anii ăștia care au trecut. O, Doamne, chiar și-o seară l-am visat, că din sicriu nevătămat mi-a apărut. Mi-a spus că atunci când a fost lovit,
Rana de la cap prea tare l-a durut, dar acum se grăbește la servici, că spre mulți ani de când n-am mai ieșit. S-a oprit puțin să întrebe de feciori, că rămăseseră micuți orfani de tată, căci că vine pe acasă uneori, dar ușa casei o găsește încuiată. Cu mine a vorbit ceva mai mult, m-a întrebat de trai, de sănătate, de frat interesat cum mă mai duc și de soție sa înstrăinată. Nici de colegi, prieteni n-a uitat și i-a pomenit pe fiecare. Apoi, lung la mine s-a uitat, spunând că este ora de plecare. Adio, scumpa mea măicuță, eu știu și văd că mult mă plângi, dar viața pe pământ așa-i făcută, cu lacrima durerea nu alungi. M-a îmbrățișat și a plecat, lăsându-mă cu inima pustie, fiindcă de războiul blestemat, acasă fiul n-a mai reușit să vie. Vă mulțumesc! Un scurt mesaj are combatantul nostru, Ruslan Săfărmată. Bună ziua! Stimați cetățeni ai Comunii Brânzeni, vă mulțumesc că în această zi, împreună cu noi, combatanții, comemorați această zi, ziua în care și-au pierdut viețile, au fost pierdute multe vieți omenești și foarte multă lume a fost schinjuită, rănită, mulți sunt invalizi, mulți au decedat după război. Eu sunt de acord că în timpul războiului, da, brigada de poliție cu destinație specială Fulger a fost în primele rânduri. În cele mai mari operațiuni și cele mai serioase ei au fost primii. Au fost cazuri când stăteam câte 2-3, aici este și domnul Vitalie Gheorghe și domnul Ștefan Băcos. Într-adevăr, noi trei ținem un quartal întreg în Tighina. Nu s-ar ajunge oameni. Ne aduce câte o bucățică de pâine pe zi la toți și trăgem și noi cu raua și stăteam înainte. Eu vă aduc mulțumire că, într-adevăr, voi sunteți alături de noi și Dumnezeu să iert pe băieții noștri și vouă la toți sănătate, la toate familiile voastre și ne întâlnim profund în față pe noastră. Vă mulțumim! Cât de frumos și cât de trist. Deci, ca să rămânem la acest eveniment, mai departe comemorat, îl invit alături de noi pe Gheorghe Afroni la Coșnița mai plouă, muzică Gicu Afroni, version Proca. Sunt așa fric de tot, o-s noapte de la dor. Am mai avut încă un mor la Coșnița mai plouă. Și-n tranșei frig de tot, o-s noapte pe la dor. Am mai avut încă un mor l-am întins pe pui de cor, ca să-i spere ploaia cea. Îi mai tremurați prin ceana. Să vă spun ce de acasă, ca să știți ce i-a rămas. Patru scaune și o masă și un câine de pripas. Patru scaune și o masă și un câine de pripas. L-am întins pe cui de cor, ca să-i spire ploaia geana. Îi mai tremurați prin ceana.
spunea ce visa-n viața lui. O mireasă rochială la tarul Domnului. O mireasă rochială la tarul Domnului. L-am întins pe puinicul ca să-i spere ploaia geana. El părea că nu e mor, îi mai tremura sprinceana. Și-o maică prea bătrână ce stătea lângă cuptor, i-a căzut pâinea din mâna. Așteptând al său picior, a rămas cu dorul în suflet, că a murit al său picior. L-am întins pe pui de cur, ca să-i spere ploaia geana. La coșița mai plouă și-n tranșei plic de tot. Asnatul de la două a mai avut pentru Dumnezeu să iei. Acum vreau să vă prezint Orchestra Plaie Moldovenesc, director artistic Vasile Jechiu, dirijor Oleg Sainciuc, Orchestra Serviciului Plaie, Protecție Civile și Situație Excepționale a Ministerului Afacerilor Interne. Aplauze că este pentru prima dată această orchestră la noi în Călinești, statul Brânzeu. Fiindcă programul e prea lung, o să dureze câteva ore, o să-i prezint acum pe toți interpreții și vom merge așa unul după altul. Deci în această orchestră vor fi soliști Snejana Prija, Vasile Jechiu, Lucia Bejenar, Constantin Rotaru, Nătălița Votnaru, Nicolae Ciobotaru și Neli Ciobanu. Uitați, ce artiști frumoși au avut de noi! Și câteva suite care dirijorul o să ne facă o surpriză. Sper să vă placă acest program! Thank you.
rânduri oamenii se adună. De gândra frumoasă merg s-o iau de acasă. Joc în bătături oamenii se adună. De gândra frumoasă merg s-o iau de acasă. Mândra și cu mine joacă corabine. Spre interne la poră și bună de noră. Mândra și cu mine joacă corabine. Spre interne la poră și bună de noră. Înțeleagă că mi-ești pâtă dragă. Mândră sprâncenată te juca odată. Lumea să înțeleagă că mi-ești pâtă dragă. Mândra și cu mine joacă corabine. Spre interne la poră și bună de noră. Mândra și cu mine joacă corabine. Spre interne la poră și bună de noră. Cu mine joacă corabine. Spre interne la poră și bună de noră. Joc în bătături oamenii se adună. Pe mândra frumoasă merg s-o iau de acasă. Mândra și cu mine joacă corabine. Spre interne la poră și bună de noră. Mândra și cu mine joacă corabine. Spre interne la poră și bună de noră. Mândra-i sprâncenată că-i juca odată. Lumea să înțeleagă că mi-ești pus de dragă. Mândra și cu mine joacă corabine. Spre interne la poră și bună de noră. Thank you.
Am muncit cu drag
sărbător. Sunt de-atem la zile mari, mă, în casă de gospodar. Sunt de limbul cumpătat, mă, cum e din străbunii lăsat. Doamnă, vinul câte un pic, când nu rămânea nimic, mă. Doamnă, vinul câte o leapă, când s-o face ziua la dobă. Doamnă, vinul cu peni, când în ziua vreau s-o țin, mă. Doamnă, vinul câte o leapă, când s-o face ziua la dobă. Să ne trăiți la mulți ani, dragii noștri! Mulțumim frumos!